v-am regăsit, dragii telespectatori SQ TV. Vă invităm astăzi la o nouă rubrică Cronica Emigrării în Canada prin mărturii și stăm de vorbă astăzi cu domnul Iosif Balea. Domnul Iosif Balea, bine ați venit în studioul SQ TV. Bine v-am găsit. Ați emigrat în Canada în anul 1993? Da. De ce ați ales Canada? Prin cauza că era una dintre singurele țări unde puteam să avem un viitor mai bun față de alte țări. Și față de ceea ce se oferea România. Bineînțeles. Ați plecat prima dată, ați plecat în Franța? Da, prima dată am plecat în Franța, din Franța am plecat în Belgia. Și cum ați ajuns în Canada? Cu containerul. Am luat un container din Zăvruș, din Belgia, care am ajuns în Canada, în Port de Montreal, pe 30 martie 1993. După o călătorie de... De 3 săptămâni în container, 21 de zile. 21 de zile în container. Cum da. E să stai 21 de zile într-un container? E greu, nu ai mâncare, nu ai apă, nu ai... Și cum ați supraviețuit? Păi cu rațiile de mâncare care le-am pregătit dinainte, am raționalizat totul. Și cu, din cauza că am știut cu cât timp stă mai mult în container, cu atâta timp ai șansa să ajungi la destinație. Era o modalitate de a ajunge în Canada alta decât cu rezidență? Da, era o altă metodalitate ca să faci dosar de emigrare, dar în perioada respectivă îți cerea ca să ai facultate. E cum nu am avut facultate decât liceu terminat, n-am avut șansa. Ați venit în Canada pentru a deschide o afacere, pentru că dumneavoastră vă place să faceți afaceri. Domnul Iosif Balea este cel care a întemeiat în anul 2010 o firmă de antreprenoriat, Construction Renovation. Așadar, din 1993 până în 2010 ați încercat să faceți afaceri în Canada. Da, am încercat și am muncit și pentru ca să devin antreprenor general trebuie să fac o școală. Am făcut, Ați făcut o școală, am dat examene ca să am o licență de RBQ, totul să fie în regulă și după aceea am deschis firma. V-ați îndemnat și o familie în acest timp? Da, în acest timp am o familie, am 3 băieți. Să vă trăiască. Mersi. Noua generație de imigranți în Canada. Da. Și mediul canadian v-a oferit posibilitatea să faceți o afacere care era, să zicem, visul dumneavoastră. Da, unul dintre visurile care am venit din România aici, pentru că avea o viață mai frumoasă, mai bună și o afacere, ca să progresăm în viață. De aceea suntem pe acest pământ să progresăm. Și la nivel individual și ca recunoaștere socială. Și vorbim de social, v-ați făcut un grup de prieteni, ați avut... Grup de prieteni, da, avem un grup de prieteni cu care ne vizităm, suntem în relații sociale foarte bune avec români. Prieteni cu care ați emigrat în cele 21 de zile de container? Da, chiar prietenul Radu, încă suntem prieteni buni, tot ne întâlnim des. Dar pentru că a ajunge în Canada trebuie să stai 21 de zile într-un container, mi se pare că este un efort care trebuia să-și merite toată suferința. Bineînțeles. Când ați ajuns aici în Canada, ați avut prieteni la care să vă să locuiți, care să vă ajute? Nu, când am venit în Canada, n-am avut pe nimeni, nu cunoșteam pe nimeni, n-am avut nicio resursă financiară. În 1993, în Canada exista o comunitate românească, biserici. Ați apelat la ajutorul lor? Nu, n-am apelat deloc din cauza că n-am, după ce am găsit... Nu era așa vizibilă, dar nu erau mulți români ca și astăzi. În ziua de astăzi sunt mulți, mulți români în Montreal, Laval, chiar la noi în Mascuș, unde stau, sunt români. Dar înainte, când am venit, nu erau. În 93? Nu erau mulți români. Mergeam la Popescu, că atunci era biserica la Popescu, mergeam și ne întâlneam, dar nu erau ca și astăzi. Așadar, a trebuit să vă descurcați din toate punctele de vedere
Singur, da. Singur. Împreună cu prietenul dumneavoastră, Radu, da. Cu care ați și rămas prieteni până în ziua de astăzi. Despre venitul în Canada, cu eforturi, cu sacrificii atât de mari, cu un periplu deloc obișnuit, în Canada ați găsit ceea ce ați căutat? Ceea ce ați fi vrut să găsiți? Am găsit mult mai mult decât așteptam. S-a împlinit viața dumneavoastră aici? S-a împlinit pe deplină. Viața de familie, este greu să menții viața de cuplu aici în Canada? Foarte greu. Din cauza că se muncește mult mai mult ca în România sau ca în Europa, cele doi parteneri petrec mult timp cu munca față în familie. E la sfârșit de săptămână, că suntem mai mult împreună, copii, devoaruri și toate astea și... Ce înseamnă pentru dumneavoastră o familie sănătoasă? O familie sănătoasă, o familie care se înțeleg între ei și colaborează unul cu altul. O familie fără probleme? Sau o familie care știe să rezolve problemele? Care știe să rezolve problemele. Fără probleme nu există. Deci o familie sănătoasă aici în Canada se... Trebuie să rezolvăm problemele totdeauna. Despre călătoria dumneavoastră din România, Franța, Belgia, în Canada. Păi, pentru călătoria mea din Franța, Belgia și Canada, eu când am plecat din România, mi-am luat bilet de tren până în Varșovia. Că tu, în perioada respectivă, puteai să vii până în Varșovia. Din Varșovia am plecat iară cu trenul, dar am trecut granița în Germania. Din Germania am făcut toată Germania până am ajuns cu trenul până în Strasburg. În perioada respectivă, odată ce a intrat în sistemul european, care noi nu făceam parte atunci... Din care nu făceau parte românii. Da? Nu mai aveai nevoie de vize. Cu trenul, când am trecut din Germania în Franța, s-a oprit și a spus bine ați venit în Franța. Și în Strasburg m-am oprit și am cerut azil politic în Franța. Am stat în Franța până ce mi-a zis că nu s-a acordat azilul și am plecat în Belgia. Tot așa am luat trenul și m-am dus până în Belgia. Și tot fără probleme la graniță, din cauza că Franța făcea parte din sistemul european, Shanghai, și nu aveau nevoie de viză. Și în Belgia, mă interesându-mă cu alți români, că ne întâlneam acolo cu mai mulți români și stăteam de vorba, am auzit de Canada și am zis, wow, e bine, numai e cam riscant să iei containerul, să vii, să stai atâta timp, fără să mănânci, în întuneric, nu știi... Containerul, adică erau pe vapor? Pe vapor. Normal că te intri într-un container și din container se pune pe vapor. Dar pe vapor se pune unde? Din cauza că vaporul e mare, într-un vapor intră 5.000 de containere. Sunt în cală jos și deasupra. Și noi, deci când am luat decizia ca să mă duc, să vin în Canada, m-am întâlnit cu Radu și am zis, ok, cu un alt român cu care sunt prieten și acum. Și am zis, hai, mergem împreună, ok. Și în port nu puteam intra din cauza că era păzit. Trebuia să intri înainte. Și era un triaj unde veneau toate containerele din Europa, se făcea garnitura și pleca în port. Și am intrat într-un container. Container care conțineau... Mărfuri? Mărfuri. Dar ca să intri în container, trebuia să știi ce e înăuntru și destinația. Fiecare container are un buletin. Că pe tren erau multe containere, poate merge pe un orice loc din lume. Că din Belgia se pleacă din port, se pleacă peste tot în lume. Dar și ca să intri în container, trebuia să fie o anumit produs în interior. Că nu puteai să intri cu haine. Dacă erau haine, aerul în interior era toxic. Și fiindcă trebuia să stai multe zile în container, muriai. Așadar, la intrarea în container trebuia să verifici și destinația și conținutul. Conținutului, din cauza că depindea de asta călătoria ta. Cum o făceai?
Deci noi când am găsit containerul erau două prese hidraulice din Germania pentru Morea. Am intrat înăuntru și ne-am ascuns sub prese unde erau palete care erau puse și acolo am stat. Noi am intrat seara, dimineața au venit și au controlat, au văzut că erau deschise ușile când am tăiat sigilul și l-au închis din nou și am rămas înăuntru. Și în ziua respectivă s-a pus în mișcare trenul, deci s-a durat mai multe zile până ce am ajuns în port. Odată ajungând în port, l-au luat cu macarau și l-au stivuit. Deci până din ziua de când am intrat, până ce am fost puși pe vapor, o săptămână. A durat o săptămână? Da. Și în timpul săptămânii auzeam lumea exterior. Dar nu puteați ieși? Nu puteam, că dacă ne prindea, te trimiteau direct în România. Așa că noi stăteam liniștiți acolo. Am făcut rațiile de mâncare, mâncam o dată pe zi. Mâncare pe care v-ați adus-o dumneavoastră în container? Da, în container, fiecare ne-am adus mâncare și acolo am pus-o împreună. Ce? Conserve. Mâncam conservă de băf, una împărțită la trei, că eram trei. Erați trei prieteni? Trei prieteni înăuntru. Și o împărțeam în trei, egal, și apă, la început luam sticlele și beam și după o săptămână, văzând că nu eram îmbarcați, am zis, ce facem, ieșim sau continuăm să stăm, că va fi următorul transport spre Canada. Și am zis, decis ca să răstăm. Rămâne. Ați decis să rămâneți. Da. Atunci am pus toată apa împreună, din cauza că mâncare poți să trăiești mai multe zile, dar fără apă. Fără mâncare, dar fără apă nu. Și atunci am pus toată apa împreună și aveam o sticluță de citron. Am tăiat-o și am zis, când mâncăm, bem câte una fiecare, ca să fie egal pentru fiecare, dar între timp una dimineața și una seara. Și după cât o zi sau două a venit și ne-a prins în Macara și containerul dumneavoastră în care erați acolo a fost... Prins în Macara și am zis, wow, ok, acum e timpul. Și ne-au pus pe vapor. Și după, deci tot timpul noi am stat 21 de zile, a fost timpul nostru de când am urcat până am ieșit din container. În container, odată ce ne-a fost pus pe vapor, tot a fost mai bine, că mai puteam ieși afară. Afară, cu vaporul. În container, dar afară, pentru că din cauza că eram ascunși de desubt, din cauza că ușa era, am tăiat sigilul și oricând puteau intra înăuntru. Dar odată ce ne-au stivuit pe vapor, am zis că nu mai poate intra. Nu va mai verifica nimeni. Și atunci, odată ce ne-au pus pe vapor, mai ieșeam afară și stăteam, vorbeam, dar era întuneric. Era întuneric. În cala... Nu, în container. În container. Dar ieșeam de sub... Ascunzătoare. De ascunzătoare ieșeam afară. Și stăteam și mai intram, mai dormeam și asta. Și după 21 de zile am decis să ieșim afară. Cum numărați zilele în container? Păi aveam un ceas și ne luam după ceas. Numărați cele 24 de ore? Da. Deci 21 de zile în întuneric total? Da. Foarte greu. Am riscat viața, că sunt mulți români care au murit pe vapor, din cauza că nu se știe unde te pune. Din cauza că într-un container, într-un vapor intră 5.000 de containere. Și te pune în cală și deasupra. În cală te pune, poți să fie un container în mijloc, lateral, de desubt, deci numai Dumnezeu știe, cu ajutorul Domnului. Și noi ne-am fost puși pe punte, ultimul rând, al treilea container. Când am ieșit afară, capitanul ne-a spus cât am plătit să ne pun acolo. V-a întrebat. Da, zis, nu, decât Dumnezeu care ne-a ajutat.
ați făcut în momentul în care vaporul în care dumneavoastră în container așteptați să acostați în portul din Canada? Ce ați făcut în acel moment? În perioada respectivă, după ce am ieșit din container, ne-a dat de mâncare. Cum ați ieșit din container? Am tăiat containerul. Aveam scule cu noi care am tăiat containerul. Și v-ați dus la capitanul vaporului? Da. Când am deschis, ne-au văzut muncitorii de pe container și au spus să așteptăm din cauza că ne-a filmat. Noi eram la etajul. V-au filmat? Da, din cauza... Aveți poze? Da, avem poze și asta. Ne-a filmat din cauza că pentru fiecare clandestin care intră în Canada, compania trebuie să plătească $5,000 canadien ca amendă. Și pentru statul canadian. Pentru statul canadian. Și de aceea depinde de compania cu care veneai, dacă era cum au fost companiile filipineze care au aruncat românii în apă. Și de aceea... Îți cunoașteți cazuri în care românii da, care au... Da, eram aici când a acostat vaporul în Halifax în 93 și au fost români care au fost aruncați în ocean. Numai unul a scăpat, peste bord. Unul a scăpat, că s-a ascuns și el a dat în... În vileag ce s-a întâmplat. Și a fost un scandal foarte mare în perioada respectivă. Așadar, v-ați dus la capitanul vaporului care a decis soarta dumneavoastră? Da, a decis ca să... Anunțând autoritățile? Canadiene. Oare? Ne-a spus că a anunțat canadienii că sunt clandestini și că aici în port. Când am ajuns în port, am fost așteptat de un traductor român plus un polițier care ne-a controlat dacă avem droguri sau așa și unul de la imigrație. Am semnat hârtii și după care am fost liberat. Pe care scria ce? Una dintre condițiile că nu puteai să lucrezi în Canada. Și trebuia să te prezinți... Pe o perioadă de? Indeterminat. Până ce nu se regularizează toate hârtiile. Și trebuia să te prezinți la autoritățile canadiene de fiecare dată când te chema. Erai obligat. Trebuia să declari o adresă? Adresă, normal. Unde ați locuit în primele zile? În primele zile am locuit la un hotel care emigrația canadiană ne-a dat. Și după aceea o trebuie să ne luăm un apartament. Și împreună cu ceilalți doi? Da, ne-am luat un apartament. De unde am început să locuim și căutam și de muncă. N-am avut un ajutor social, dar de guvern. Dar între timp s-a schimbat legea că puteai să-ți cumperi un permis de muncă. Și eu am găsit o companie cu un român și m-am dus la el și mi-a dat hârtie. Un român care v-a ajutat? Da, și el mi-a dat Ladi și mi-a dat hârtie. Adi și mai cum? La Nicola. Și el mi-a dat hârtie și m-am dus la guvern la Canada, am dat $100 și mi-a dat permisul de muncă. Și cu el am început să muncesc. Să vă câștigați libertatea. Da, libertatea, după care am fugit și am ajuns. În 1993, una din opțiunile de a ajunge în Canada era și aceasta cu containerul. În 2017, românii beneficiază de vize gratuite, de posibilitatea de a veni în Canada fără vize. Ce mesaj le-ați trimite celor care ar vrea să-și găsească visul, să-și împlinească visul aici în Canada? Un mesaj pentru românii care au de gând să vină în Canada este același mesaj care l-am dat și în 90 când am început războiul în Golf, sora mea a fost pentru ca să vină în Canada la interviu și am spus: Dana, dacă vrei să vii în Canada, eu te pot ajuta, dar e problemă. Gândește-te că o iei o floare din grădină și o muți în altă grădină. În cealaltă grădină trebuie să-și facă singură rădăcinile. Că dacă nu, moare. Sunt mulți români care au venit și sunt o parte care s-au întors în România că nu au putut să se adapteze climatului și social în Canada. Domnule Iosif Balea, vă mulțumim pentru prezența în studio Escu TV, pentru mărturiile dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă invităm la o nouă rubrică, Cronica emigrării în Canada prin mărturii. Pe curând!
Ai chiki 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 chiki